Muzeul Bucovinei și Centrul Ceh București invită publicul sucevean marți, 14 martie, de la ora 14, la Muzeul de Istorie Suceava. La vernisajul expoziției de fotografie Karel Liman, arhitectul ceh al Casei Regale a României. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 14 martie-3 aprilie. Expoziția prezintă date biografice, proiecte puse în opere de arhitectul Liman și însemnătatea sa pentru evoluția arhitecturii moderne românești. Arhitectul ceh a fost timp de 35 de ani în serviciul Casei Regale a României în perioada 1894-1929 și din 1904 șef al Biroului Regal de Arhitectură. I s-au încredințat din Ordinul Regelui Carol I importante lucrări de arhitectură, precum reconfigurarea, amplificarea și redecorarea castelului Peleș, proiectul și construcția castelului Pelișor, refacerea tuturor clădirilor administrative de pe domeniul regal Peleș. Marți, ora 14, Muzeul de Istorie din Suceava va deschide o expoziție dedicată arhitectului Karel Liman, arhitect ceh care a fost practic arhitectul Casei Regale Române. Între lucrările importante realizate de acesta se numără Castelul Peleș, sigur extinderile de la Palatul Cotroceni, Casa Prințului Carol din București sau cabana acestuia de la Lăpușna. Expoziția este realizată practic de Ambasada Republicii Cehe în România și a fost adusă la Suceava la solicitarea noastră.